Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la lecția de astăzi de engleză, al cărei titlu este The Winter Olympics. Și o să facem astăzi pregătire CAT, după cum știți, pentru clasele a treia și a patra. O să dau acum share pe ecran ca să putem să vedem despre ce e vorba. Ok. Și imediat ce o să vă apară și vouă, o să vă rog să începem să citim puțin textul pe care îl avem. Acesta e un model de text care se dă la examenul CAT, ok? Și ceea ce trebuie să faceți voi este să-mi spuneți, după ce îl citim, bineînțeles, dacă propozițiile pe care le avem aici sunt adevărate, adică right, dacă sunt false, adică dacă sunt wrong, sau dacă nu se spune. Varianta C, doesn't say, ok? Sper că e destul de clar. Am mai făcut, cred, astfel de exerciții. Bun, și acum hai să vedem. Uite, Ana C, can you please start reading? The Winter Olympics. In 1924, both the summer and the first Winter Olympic Games were held in Chamonix. Mm-hmm. The new Winter Games were very small compared to the Winter Olympics we know today. There were only six competitions, including skiing races, ice skating and ice hockey. Ok. Azi ne oprim puțin, mersi mult, Anasi. Înainte de asta, cred că am omis să vă întreb. Noi știm ce sunt The Winter Olympics, nu? Am auzit? Hmm? Yes? Yes, ok, good. Have you ever watched the Winter Olympics? V-ați uitat vreodată? La televizor, bineînțeles? Hmm? Ana C, for example, have you ever watched the Winter Olympics? No. No, okay, but you've heard about them. Yes. Yes, okay. Cred că avem pe cineva nou care a intrat acum. Ah, da, uite, ne-a intrat. Bună, Andrei. Mhm. Da, te poți, te rog, sigur, poți să citești, numai că eu nu te aud. Deci, din nou, cred că e o problemă cu sunetul. Acum auzi aici? Acum te aud, da. Bun, și poți să continui dacă vrei cu, uite, până aici citim. Bine. At Chamonix, nu știu cum... La hai să-l ajutăm. Hai să-l ajutăm. Cum spunem la 300? Ok, 300. Athletes view only 20 of the days were women. Ok, women. Women, yes. At the freeze game on the... Cum e asta? 21st, 21. Da, 21st că-l numărăm, așa. 21st, century in Salt Lake City in... In? 2002. Over 2,000 sportsmen and wow. Women in the 78 competitions, but still only around a quarter of this were women. Okay, great. Deci avem foarte multe cifre care sunt sigură că o să ne folosească mai târziu pentru text, ok? Okay, just give me a moment. I just wanted to mention that I think we should probably have our next lesson about numbers. Okay, I think it would help everyone because sometimes you mix them. Okay, so probably our next session will be about numbers. We'll learn to read all of them correctly. Okay, great. Anna. The number of countries taking part has not grown very much because there are not as many
countries that have the right weather to do winter sports. Am mai citit un pic? Norway won the most gold medals at Chamonix, but their famous sports star didn't win anything. In the fact, she came at last. However, this was because Sonja Henie was only 11 years old at the time. Okay, thank you, Anna. Hai să ne oprim un pic. Mersi mult. Great. So we learned about Sonia, okay, who was only 11 years old. Wow, very young for that sport. Okay. Rares, can you continue? Yes. Știm unde am rămas? Nu. Nu. Unde am rămas? She went on. She went on to win. Uite aici, stai să văd. She went on to win their gold medals for skating in the next three Winter Olympic Games. Both the Winter and the Summer Games were in France in one... No. Mai simplu, 1924, cum citim? 1924... Yes, Ana, si? Hai să-l ajutăm. 1924. Okay. Continuăm. But that soon changed. Since... Ce ne facem cu anii, Doamne? Trebuia să avem lecția mai întâi despre numere și după textul ăsta. 1924. Așa, 1928, bun. The summer and winter games have always been indifferent. Și după aia nu mai văd. Și după aia nu mai vezi. Dă mai jos. Oare de ce nu mai vezi? Acum? Așa. Countries and the scenes Așa. In the same year. Okay, so we have a lot of years. Great. Doamna Ani, să spun. Sorry. 90. Deci, le spui separat. Da, primele două cifre și ultimele două cifre. Așa este, Ana. O să învățăm. O să recapitulăm, că vă știți, sunt sigură. O să recapitulăm data viitoare, ok? Treaba asta, ca să nu mai fie probleme pentru când citim viitoare texte. Perfect. Până atunci însă, să ne concentrăm pe textul pe care îl avem, ok? So, are there any words that you do not know from this text? Please ask. Ok, so we know what the Winter Olympics are, ok? It's a sports Olympics, held in the winter, obviously. Okay, what is this word? Sorry, teacher. No, bless you. What is this? Yes, Anasi. Anyone can answer. Help me. Athletes, okay? Athletes, bun. Cum îl traducem pe ăsta oare? Sportsman? Cum le spunem oamenilor care practică sport? Sportiv. Ok, thank you. Ce e ăsta? Un sfert. Thank you. Yes. Ok. Ce înseamnă to take part? A lua parte. Yes. Ok. Așa. Cred că restul le știm. Așa îmi pare mie, dar dacă e ceva, oricum mă întrebați. Bun. Și acum. So, going back to the task. Ok? The task we have is to read the next sentences. I think we have, well, I don't know, 7. Ok? And we have to choose if the sentence that we read is A, right, B, wrong,
or C, if the information is not mentioned in the text. Ok. Yes, Andrada, please. O citesc întâi pe prima? Yes. The first Winter Olympics were in France. Right, wrong, doesn't say. Right. Right. Continue. There were fewer competition at the first Winter Olympic Games than there are today. Sigur, sigur. Deci hai să vedem. Hai să și traducem pe fiecare. Deci, erau mai puține? Competiții în primul... primele jocuri olimpice. De... Olimpice. Așa, decât acum, nu? Decât azi, în ziua de azi. Da. Bun, și hai să vedem. Doamna? Stați un pic, imediat, Andreea, să vedem dacă reușește Andrada și dacă nu o ajutăm, dar să-i mai dăm puțin. Da. Se gândească și ea. Cred că e adevărat. Yes. Right. Yes, yes, yes. Because it says... The new Winter Games were very small. Continuă. Yes. To the Winter Olympics. Not today. Today, exactly. There are only six competitions. Deci era doar... 6 probe. Da. Ok? While now we have dozens. A lot of them. Very good. So the information is right, bun. Și așa ne familiarizăm și cu formatul testului. Ok? So, exact așa va arăta, de exemplu, partea de reading. Bun. Mai departe, hai să punem și pe cineva care n-a citit deloc. De exemplu, Alex... At Salt Lake City, there were many more countries than sent teams to the Winter Olympics than at Charmony. Ok. Deci erau mai multe țări care și-au trimis echipe, ok, la Salt Lake City decât la Chamonix. Ok, let's see if this is true, if this is correct. So, is this correct or not? Let's help him if he doesn't know. Come on. Is no, not. You okay? You're saying it's incorrect, but let's see. What do we have here? At the first games of the 21st century, blah, blah, in Salt Lake City, there were over 2,000 sportsmen and women, okay? And at Chamonix, there were 300. And it says here, the number of countries, deci numărul de țări care au participat, nu a crescut foarte mult. Okay, because there are not as many countries that have the right weather to do winter sports. Deci numărul de țări nu a crescut foarte mult. Și atunci ai dreptate că este... Unde ești? Nu te mai văd, Alex? Așa, perfect. Și atunci ai dreptate că este greșit. Pentru că nu erau mult mai multe țări. Nu? Da, nu au fost mai okay. Multe țări. Exact. Ok. Dacă ne uităm puțin pe întrebare, Salt Lake City compared to Chamonix, okay? Actually, does the text mention this? Does the text mention the number of countries that were in each of these places? Ia să ne mai uităm o dată la text. Deci ne interesează numărul de țări, nu de atleți, nu de sportivi. What do you think?
because I don't really see a mention about this. The number of countries has not grown very much. So I would say, actually, I mean, Alex, you are correct that it's incorrect in a way, but actually we don't know. Ok? Ceea ce știm este că numărul de țări de acum, din ziua de azi, nu este foarte nu e mult mai mare decât numărul de țări de atunci. Însă ele între ele, cele două locuri, da? Chamonix and Salt Lake City, nu știm exact, nu? Corectați-mă dacă greșesc. Așa e? Bun. Ok. Mai departe. Eric. Number 23, yeah? Hello. Today, there are the same number of men and women in the Winter Olympics. Let's see. So, the same number of men and women. An equal number today. Let's see. So, I would say, what do you think? If you look here, what do you think? Does the number seem to be equal? Men and women? Let's help him. No? No, okay, it's not. Because it says that we have 2,000 sportsmen and women, and only a quarter were women. Deci doar un sfert. Da? Și putem spune că acestea au avut loc în zilele noastre, pentru că e in the 21st century, yeah? 2002. Okay. So I think this is wrong. Very well. Ok. Doamna, poate lua următoarea. Hai să vedem, să mai lăsăm. Uite, a intrat Teodora să mai citească cineva care n-a citit și te pun și pe tine, Andrei, să-i înșit. Bine. Yes, Teodora, number 24, please. Norway has won more competitions than any other country in the history of the Winter Olympics. Hai să vedem. Deci, Norvegia, da? Norway, a câștigat mai multe competiții decât oricare altă țară din istorie. Let's see. Is this mentioned? Is this true? Okay, you think it's true? Are you sure? So, if you look here, it says that Norway indeed won the most gold medals at Chamonix. Okay, so Chamonix was the first Winter Olympic. Ok? Deci faptul că a câștigat atunci cele mai multe medalii nu înseamnă că a câștigat mai multe decât orice altă țară în toată istoria. We don't know that. Ok? So I would say it's C. Doesn't say. Yeah? It doesn't mention that. It only mentions what Norway did then. Then. A long time ago. Ok. Hai să vedem, Andrei. Sonja Henie was the Una mai acolo sus. Suntem? Nu, cu una mai sus. Sonja Henie didn't do at ceremony because she was too
Young. Ok. So she didn't do well, deci nu s-a descurcat bine la Chamonix because she was too young. Let's see if this was the reason. Suntem aici, paragraful ăsta. This is, I would say, why? I would say it's right because it says she came last. This was because Sonia was only 11 years old. Deci a ieșit ultima pentru că avea doar 11 ani. Da. So it is because she was too young. Era prea mică, nu? Prea tânără. Ok, thank you very much. Haideți să vedem pe cine mai rugăm noi. Elena, are you here? Yes. Yes, please. 26. Sonjaheni was the youngest person to win a gold medal for skating. Mm-hmm. Hai să vedem. Is this information right, wrong, or is it not mentioned? It's true, it's... Correct. Where does it say that? Show me. She went on to win 3 gold medals for skating in the next 3 Winter Olympics games. Okay, so she won 3 gold medals for skating in the next 3 Winter Olympic games. But do we know if she was the youngest person? We don't know. We don't know, really. So I think I would say it's not mentioned, right? Because we don't know if she's the youngest. Maybe there was someone even younger than her. No? Poate era altcineva și mai tânăr. Nu știm asta. Okay. And how about 27? Let's see who are we going to ask. Eric? The Winter and the Summer Games were in the same year until 1986. Okay. Let's see. Teacher. De exemplu, prima oară ei 90 și apoi ei 91. 91. 19. Yes, yes, that's how you read it, yes. Foarte bine, Ana, neapărat să ne vedem și săptămâna viitoare la curs cu numerele ca să explicăm asta tuturor, da? Să știm cu toții, perfect. So, the Winter and Summer Games have been in different years, deci începând cu anul ăla, sunt din ani diferiți, is it 1986? Or is it another year, Eric? Nu, e altceva. Este altceva, yes, exactly. It's 1994, right? Dacă ne uităm pe aici pe text. So, actually, this sentence will be wrong. It is mentioned, but it's not that year. It's another year. Very well. Okay, you did great. So, that's awesome. Okay, because if you do great here, it means you can also pass the exam. Mm-hmm. And plus, it means you know English, right? Okay. You know English very well for your age. Okay, so next task that we will have, it will also be about a sport, something that has to do with sports. This text will be about
the race to the South Pole. Cum am traduce astea? The race. Băieții care vă uitați la filme, la desene cu așa ceva, ce înseamnă the race? Racing. Hmm? Cursa, nu? Nu așa e? Cursa către Polul Sud? Ok, the racing, yes. Cursa. Yes. And now what we have to do is a little bit more difficult, maybe. We have to choose from each word here, okay, the best one that fits in the text. So, I have an idea. Just give me one moment. Ca să nu tot facem așa, am o idee de cum putem să le punem pe toate. Just give me one moment. Să deschid aici. Ok. Ok, so, can you see? Acum se văd ambele? Yes. Yes, ok. Great. Yes. Great, ok. So, let's see. The race to the South Pole. Ia să vedem pe cine rugăm noi acum să înceapă. Cred că pe Rareș. Dacă e aici, oare da. Cu noi? Da. Rareș, perfect. Așa, hai să citim. Să citim? Să citim textul. Să începem să citim. In 98, Ernest. Yes. Shake Leton and Zero Team. Deci aici trebuie să ne uităm la răspunsul de aici. Da. Ernest Tackleton and his. Our. Nu, his. Așa, așa, his team. Zi mai departe. Stați puțin că... Așa. Explorers left in England. England? England. England, așa, for Antarctica. They want to get to the south. Which no one had. Let's see. Always, ever, so just. Had. No. Nu e ăla, ia să vedem. Just. Cred că ever. Just. Care nimeni niciodată, nu? Which no one has ever done. Nu așa zicem? I have never done this, ok? Bun. Mulțumesc. Hai să vedem pe cine rugăm mai departe. Cred că pe Ana. Ana? Are you here with us? Ana? Ești pe mut? Nu știu ce zici acolo, dacă zici ceva. Așa. Așa. So. This way was the third time Shackleton. Don had tired. Tried. A încercat. Had tried, but. Had tried, but. Și ne uităm la 29. But then a very difficult journey they had to turn. Are you sure it's then? Can anyone help us here? Is it then? Then a very difficult journey they had? Hmm? Or is it something else? After, very yeah. Good. Okay, after? No, teacher, 29. After yes. A very difficult journey they had to turn back. Because they didn't have enough food. Very good. Yes, because they didn't have enough
food. Thank you very much. Let's see who can help us next. Anasi și după Andrei. There were only 179 kilometers. Kilometers? Away from the South Pole. Yes. Continue, please. In 1911, two groups of explorers, one British, one Norwegian, and Scott, yes, and Scott and Roald Amundsen were both good explorers and both wanted to win. Then both, aici ne lipsește ceva, both? Both really wanted to win. To win? One race. The race. To win the race. Okay, very good. Și hai să, am zis Andrei? Da. You are so excited to answer, but you don't know where we are. In the end... Nu vedeam. He arrived at the South Pole. Nu, nu, nu acolo. In the end... Ah, in the end, I'm on the scene, got... Das puțin mai... Așa... God? Where? Yes. Where first? First, yes. Continue? Yes. He arrived at South Pole for at the December. Dar nu e at, nu e at. Cum zicem pe la dată? In. Mm-mm, on. On December 14, și anul? Let's help him. Let's help him. 19, 11. Bun. Okay, și ultima propoziție? Alex? Alex, can you hear me? Or not? Nera. Scott arrived. Ultima propoziție. He arrived at the South Pole. No, suntem aici. Scott arrived 5 weeks later. Scott arrived 5 weeks later, but he and all his team died on the return journey. Bun, deci toți au murit pe atunci când s-au întors, în călătoria de întoarcere. Wow, that's sad. Ok. Bun, hai să vedem, dăm puțin înapoi. Doamne, de ce a murit? De ce a murit? Păi nu mai aveau suficiente resurse. Yeah, they didn't have enough food. So unfortunately, when you don't have enough food, yeah, that happens. E tristă ultima parte. Yes. I'm sorry it made you sad, but... hopefully with the next exercise we'll be a little bit more happy, because the next exercise is fun. Okay, let me explain why. The next task is you have some descriptions of food and you have to guess what the food is by its description, and you are given only the first letter of that word, of that food name. Okay. Teodora, can you please read the example for us? This is the meal you have before you go to school or work. Breakfast. Good. Let's continue. Many people like to put this into their
hot drinks to make them taste sweet. 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 Sweet is an adjective, not a noun, not a name of food. Yes. Andrada? Sugar. Very good. Yes, it's sugar. It's a Just food. Notarea. Yes, please, please, Andrada. In many countries, they eat this with butter or jam for breakfast. Bread. Bread. Yes. Do you sometimes eat bread with jam? No. Bread with but how about bread with Nutella? Oh, yum. Yummy. Yes. Yummy. Yes. Yes, yes. Okay. Elena, can you continue, please? După aia, Anasi. Yes? Yes. Some people like to have a cold drink made from fruit. Juice. Juice. Very good. Yes. Okay. What's your favorite juice, guys? Apple. No. Apple juice? Anyone? I love... Yes. I love orange. Orange. Okay. Does anyone like pineapple juice? What yes, is pineapple? Yes. Yes. Che pineapple. Ananas. Ananas. Yes. Pineapple peach juice. Okay. Do you like Coca-Cola? Coke? No. No. I no, don't yes. really like it either. Oh, okay. Let's see. This Anasi. Yes. People can have this hot drink with milk, or they can have it back, like coffee. Coffee, yes. Who drinks coffee with milk? Not, I mean, what nationality drinks coffee with milk? There's a nationality in this world that does this. A lot. Hey. A lot. Hey. It was a trick question, okay? Everybody drinks coffee with milk, okay? But in Europe. Everybody drinks coffee with milk, but the real question, I mean, there is a nationality that likes to drink tea with milk. England. Yes, British people. Very good. Okay. Can I respond? Yes, yes, Anna. If you don't eat anything in the morning, you will feel like this, hungry. Hungry! Okay, so that was very easy for you, I see. You have the description, you have the word related to food, and voila, you have all the correct answers. You're great. Okay, you... Sugar, juice. Juice, yes, yes, that's great. Okay, mai departe. This is also a reading exercise that... is kind of interesting, but let me see if I can explain what you have to do. So here, you don't have any options. You have to think of what word goes there. Deci nu avem opțiuni să alegem, trebuie să găsim noi un cuvânt care se potrivește. Ok? Trebuie să știm noi cum se conectează cuvintele între ele ca să putem. Alex, help us, please. Eu este o scrisoare. Asta, hai să începem să citim scrisoarea puțin. Dear? Dear Sam, I am having a lovely time on the my school skiing trip. The water is very good. Lost. Cum zicem? So, I'm having a lovely time, mă simt foarte bine, nu, on my school skiing trip. În excursia de schi cu școala. The weather is very good, lots. Let's help him. We are a team here, so let's help him if he doesn't know. Lots? Cum zicem multă zăpadă? Of, foarte bine. Lots of snow. Asta ne lipsea. Of. Ok. Hai să mai încercăm mai departe un pic, Alex. Of snow and not too cold. Cold. Ok. Yes. It? It. The beam
Sunny, most... Ce punem aici? Are cineva idee? Anasi? It's not it... Dar nu trebuie să-l negăm. It has, nu? It has been, ca să meargă cu been-ul ăla, da? Ok, it has been sunny most days. Bun, mulțumim. Haideți să vedem cine ne ajută mai departe. Cred că Elena. We're in the morning. Avem voie cu un singur cuvânt, atenție. In. In morning, we go to ski school. Every morning. Bravo. Bravo. Every morning we go to ski school. That's it. Okay. And can you please continue? Every morning we go to ski school. Now I... A little bit more complicated, maybe, but not impossible. Now I can. Bravo! Uite, Elena. Super! Now I can ski down the mountain. Și hai să mai lăsăm acum pe altcineva. Uite, Ana, dacă ai vrea să continui tu. Ești pe mut? Sorry. No, don't worry. Now I can ski down the mountain by cum se zice? Cred că se zice, nu mai știu cum se zice, doamna. Dar oare ce vrem să zicem aici? Să ne gândim. So now I can ski down the mountain by without falling over. Telecabina? I can ski down the mountain by the telecabina? I don't think so. By bus. Bine, hai să... Bun, trecem, lăsăm și ne mai gândim. Nicio problemă, ne mai gândim. Haideți să vedem. Haideți să vedem, Anasi? The hotel is nice. It is very big and it has... A lovely swimming pool. Ok, thank you very much. Cine să continui aici? Uite, te rog, Eric. Eric? It is very big and it has... It is very big and it has day. Putem spune așa oare? Copii, putem spune așa? Nu prea putem spune așa, nu? It is very big and it has a lovely swimming pool. Am stabilit. Mai departe. Eric, cum zice? In the evening, nu? Da. In. Așa, we have dinner and then I play games. The evening we have dinner and then I play games. Și ce adăugăm aici? Imediat, Teodora, să vedem dacă răspunde. With. Așa, uite că a știut. Bravo. With. With my friends. Ok, hai să ne oprim puțin aici, să-l lăsăm pe Rareș. Bine. We go to bed. We go to bed very early. Very early. Cred că ne trebuie o explicație, un de ce, nu? De ce, da.
because Așa, bravo. We are so tired after skiing to De dimineața până seara. Seara. Păi nu, fii atent, toată ziua, nu? Cum spuneam asta? Cred că asta vreau să zic. Every day. All day. All day. Așa. Bravo, perfect. Și acum revenim puțin la cea care ne-a rămas, 45-ul acela. Deci, I can ski, pot să schiez pe munte, jos, da? By, deci pot să schiez din vârf până jos. By myself. Asta ne lipsește, da? Deci de unul singur, fără să, ce înseamnă falling over? Fără să cad. Ok, fără să cad. Great, that's it, yes. So, hai să și salvăm asta ca să-l avem aici. Great, ok. How was the lesson today, kids? Cum a fost lecția astăzi? Yes, okay, so you, I really like this, thank you, I'm happy, I really like this kind of exercises. Destul de bine, chiar v-ați descurcat foarte bine, pot spune, și mi-a plăcut că am putut vedea niște exemple de texte care chiar se dau la acest examen și de exerciții în sine și ați văzut că nu sunt chiar așa grele, nu? Adică citim un text, vedem dacă e adevărat sau nu, după aceea avem... un text în care noi trebuie să completăm cuvintele lipse, deci chiar nu e chiar așa dificil. And plus you did great, ok? Vă mulțumim că ați fost astăzi alături.